condițiile meteorologice au prelungit puțin mai mult nevoia de a curăți drumurile de zăpadă, vă informez că am primit din partea societății noastre care se ocupă de întreținere, societate care are delegat această activitate, o solicitare de prelungire până în 31 martie, datorită condițiile meteorologice. Am ținut de cuvință să vă informez asupra acestui aspect, pentru că vedeți și dumneavoastră care este astăzi prognoza meteo. Vremea rea pune județul la plăți suplimentare. Inițial, perioada de dezăpezire a drumurilor a fost stabilită până la data de 15 martie, dar cum iarna nu se lasă dusă, contractul a fost prelungit până pe 31 martie.